sunt motivele biomecanice și fiziologice ale sfărâitului? Când dormim, mușchii gâtului și ai cavității bucale se relaxează și atunci când aerul trece, poate să genereze zgomotul, respectiv sfărâitul, prin vibrația acestor structuri relaxate. În plus, în timpul somnului profund, tonusul muscular scade și controlul asupra mușchilor respiratori este redus, consecutiv poate să apară sfărăitul. De asemenea, alți factori, cum sunt creșterea în greutate, consumul de alcool seara sau consumul de sedative, poate să ducă la relaxarea musculaturii și agravează sfărăitul. Dacă sfărâi și vrei să rezolvi aceste probleme, programează-te pe nopți liniștite fără sfărâit.ro.